Polițiștii constanțeni alături de luptătorii de la Serviciul de Acțiuni Speciale au descins în mai multe locații acolo unde existau bănuieli că s-ar afla obiecte de valoare sustrase din situri arheologice. Una dintre locațiile vizate se află în piața Ovidiu. Suspectul care locuiește în imobilul din spatele meu este bănuit că de-a lungul timpului ar fi sustras sute de obiecte de valoare din siturile arheologice de pe raza județului Constanța. La vederea oamenilor legii, suspectul s-a baricadat în locuință și a încercat să ascundă obiectele de patrimoniu pe acoperișul casei. Oamenii din zonă sunt șocați și nu se gândeau că vecinul lor are astfel de preocupări. Am auzit, e vorba de vecinul care stă deasupra, dar e un om bun, nimic, nu mi s-a părut nimic la el rău, nu știu ce să zic. Ceva suspect, eu știu, l-ați văzut? Nu, sincer nimic, chiar un om de ok și familia este foarte bună și nu știu ce să zic. Anchetatorii au găsit în locuință mai multe obiecte de valoare, detectoare de metal, dar și lopeți despre care se crede că erau folosite la excavări. Cu suspectul ce se întâmplă? Spune și nouă. Din câte se pare, suspecții obțineau sume importante de bani în urma vânzării obiectelor către diverși colecționari. În prezent sunt cercetate penal 4 persoane bănuite de comiterea faptelor pe perioada anilor 2013-2014. Au fost ridicate bunuri în valoare de 15.000 de euro până în prezent. Colegii mei continuă ancheta, iar la finalul acesteia vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Unii dintre suspecți aveau autorizații de excavare a siturilor arheologice, numai că bunurile nu erau predate statului, așa cum prevede legislația în domeniu.